Vești bune pentru părinți, bunici, dar mai ales pentru copii. Grădina zoologică din Galați, închisă în 2012 pentru modernizări, va fi redeschisă până la jumătatea lunii iulie a acestui an. Este anunțul făcut de directorul Complexului Muzeal de Științele Naturii Galați, care administrează obiectivul. S-au făcut investiții de peste 11.600.000 de lei în proiectul de investiție amenajarea grădina zoologică Pădurea Gârboavele, județul Galați, pentru ca aceasta să respecte normele europene în vigoare și să ofere condiții optime de adăpostire și îngrijire a animalelor aflate în captivitate aici. Cei mai mulți bani s-au dus pe amenajarea adăpostului maimuțelor. Pentru lei africani, amplasamentul vechi avea o suprafață de 45 de metri pătrați, acum are o suprafață de 5.000 de metri pătrați. Pentru tigrii siberieni aveau tot în jur de 50 de metri pătrați, acum au 6.500 de metri pătrați. Alături de suprafețele exterioare au fost construite și clădiri pentru ca animalele să poată trăi în condiții normale și pe timpul iernii. De asemenea, au fost construite și o serie de alte facilități, cum ar fi un corp administrativ unde muncitorii să poată să își depoziteze hainele, să se spele, să ia masa, sunt cu circuit murdar curat, s-a construit un cabinet medical veterinar, s-a construit o stație de epurare ecologică, astfel încât toate dejecțiile animalelor să poată fi epurate și acea stație, odată la câteva luni, să poată fi deranjată, deci nu se mai aruncă în pădure sau în natură ce rezultă de la grădina zoologică. S-a făcut o stație de depozitare a gunoiului de graj de la animalele erbivore. De asemenea, s-au îmbunătățit spațiile de habitație pentru cabaline, pentru păsări, pentru urși bruni, pentru mistreți. S-au făcut foarte multe lucruri. Deși lucrările au fost finalizate în 2013, grădina zoologică nu avea gard de împrejmuire și nu a putut fi redeschisă publicului. Gardul, care a costat 100.000 de euro din bugetul Consiliului Județului, a fost montat, iar acum autoritățile fac demersuri pentru obținerea avizului de la Agenția de Mediu până la finalul acestei luni. După obținerea documentului, autoritățile au anunțat că parcul zoo ar putea fi redeschis pe 8 iulie. S-a făcut un proiect pentru acest gard în 2013. La sfârșitul anului... La începutul anului 2014 s-a aprobat prin hotărâre de Consiliul Județean proiectul tehnic, detalii de execuție și finanțarea pentru acel proiect. Inițial a avut o valoare de circa 8 miliarde. Am demarat la nivelul Complexului Muzeal procedura de achiziție de lucrări pentru execuția gardului. S-a constatat în a doua parte a anului că la Consiliul Județean nu există fondurile necesare pentru acoperirea întregii sume de 8 miliarde, deși în buget noi aveam deja 6.200.000, astfel încât a apărut necesitatea realizării unui alt proiect, astfel încât să ne încadrăm în suma care era deja în buget. S-a făcut un alt proiect cu titlul gratis. Avem toate șansele ca în cursul lunii iulie, s-a vehiculat odată 8 iulie, să putem deschide grădina zoologică pentru vizitare. Nu toate adăposturile au beneficiat de modernizări, așa că mai este nevoie de lucrări pentru păsări, porci vietnamezi, spațiu interior pentru lei și maimuțe și separarea zonei administrative de cea pentru vizitatori. Copiii, studenții și pensionarii vor plăti doar 1,5 lei pentru un bilet de acces, în timp ce prețul adulților va fi de 6 lei.